Aminte, în vremea aceea a venit la Iisus un om cu numele Iair, care era mai marele sinagogii, și acesta, căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga să intre în casa lui, fiindcă avea numai o fiică ca de 12 ani și aceasta era pe moarte. Iar când se ducea Iisus și îl împresurau mulțimile, o femeie care avea de 12 ani curgere de sânge și cheltuise cu doctorii toată avuția ei și de către niciunul nu putuse fi vindecată, apropiindu-se ea pe la spate, s-a atins de poala hainei lui Iisus și îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Atunci Iisus a grăit, cine este cel care s-a atins de mine? Dar cum toți tăgăduiau, Petru și cei care erau cu el au zis, Învățătorule, mulțimile te îmbulzești și te strântorează și tu mai întrebi, cine este cel care s-a atins de mine? Dar Iisus a grăit iar, s-a atins de mine cineva, căci eu am simțit puterea care a ieșit din mine. Atunci femeia, văzând că n-a rămas ascunsă, a venit tremurând și căzând la picioarele lui, i-a spus de față cu tot poporul, pentru care pricine s-a atins de el și cum s-a tămăduit numai decât. Iar Iisus i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Pe când încă vorbea el, a venit cineva din casa mai mare lui sinagogii și a zis acestuia, a murit copila ta, nu mai osteni pe învățătorul. Dar Iisus, auzind, a zis către Iair, nu te teme, crede numai și se va mântui. Și intrând în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu el decât numai pe Petru, pe Iacob, pe Ioan, pe tatăl copilei și pe mama ei. Și plângeau toți și se tânguiau pentru copilă. El însă le-a zis, nu plângeți, căci n-a murit, ci doarme. Dar ei l-au luat în râs, știind bine că a murit. Atunci el, scoțând pe toți afară și apucând copila de mână, a strigat zicând, copilă, deșteaptă-te! Și duhul ei s-a întors și a înviat îndată și a poruncit Iisus să-i dea ei să mănânce. Și au rămas uimiți părinții ei, iar Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși, cinstim astăzi pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel cu tot soborul lor. Dar dacă citim mai cu atenție în cărțile părinților, vedem că mai sunt și alți arhangheli, cinstitori de Dumnezeu și slujitori al Dumnezeu. În număr de 7, Mihail, Gabriel, Rafael, Uriel, Salatiel, Varahil, sunt nume care se termină în il sau în el, care înseamnă Dumnezeu. Pentru că, indiferent de numele lor, aceștia au o slujire închinată lui Dumnezeu. Dar îngerii sunt duhuri slujitoare. Îngerii sunt niște ființe care neîncetat îl iubesc și îl slujesc pe Dumnezeu. Când a făcut Dumnezeu cerul și pământul, îl lăudau în cor toți îngerii lui. Înainte de a face Dumnezeu lumea aceasta creată, îngerii erau deja zidiți, dar ei n-au fost zidiți prin cuvânt, precum cerul și pământul. Dumnezeu a gândit și au apărut îngerii. Și aceștia au fost într-o slavoslovie continuă, împărțiți în 9 cete îngerești. 9 cete îngerești, 3 triade de câte 3 iubiți credincioși, închinându-se în felul acesta Sfintei Treimi, unul Dumnezeu, unul în Sfânta Treime, trei. Iar la acest Dumnezeu
unul în ființă și întreit în persoane, iată că avem trei triade de către trei triade de îngeri, adică serafimii, heruvimii și tronurile, cei care sunt în apropierea lui Dumnezeu, duhuri ca o pară de foc, duhuri care ard de iubirea lui Dumnezeu, duhuri care slujesc neîncetat și cântă în jurul tronului Dumnezeu, Sfânt, 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 Domnul Savaot, pline cerul și pământul. Între îngerii cei de sus și cei care sunt mai apropiați de pământ, se mai află trei categorii de îngeri, domnii, stăpânii și puteri. Aceștia se ocupă, iubiți credincioși, cu susținerea lucrurilor din lumea creată, se ocupă cu armonia creației a planetelor, cu transmiterea informațiilor de sus și până jos, sunt în ceata de mijloc. Greu să spui cele tainice ale îngerilor în câteva cuvinte. Iar cei care sunt mai apropiați de pământ sunt îngerii, sunt arhanghelii, sunt începătoriile. Deci vedeți, frățile voastre, câte nume de îngeri, toți slujesc lui Dumnezeu într-o armonie desăvârșită. De ce sunt toți aceștia miliarde și miliarde de îngeri într-o armonie desăvârșită, iar noi, o mânuță de oameni, suntem într-un haos? De ce aceștia pot fi toți într-un cor îngeresc, iar noi suntem oamenii într-o nebunie totală? Pentru că ei respectă cuvântul Domnului. Aceștia fac ascultare de cuvântul Domnului. Aceștia toți sunt dispuși spre slujire și nu spre afirmarea de sine. A fost unul din cei mari, Heruvim, care era un luceafăr al dimineții. Și din mândrie n-a înțeles el că este creatură și nu creator. Și a vrut să spună scaunul mai presus decât creator. Și s-a înălțat cu mintea. Și în clipa aceea el și o trăime din stelele cerului, din îngeri, au căzut odată cu el, pentru că s-au amăgit pentru o clipeală. Și a apărut arhanghelul Mihail cu sabia lui de foc și a apărut prima strigare teologică, iubiți credincioși. Primul cuvânt teologic. Să stăm bine, să stăm cu mine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Mihail. Cine este ca Dumnezeu? Însuși numele Lui mărturisește toată înțelepciunea că nimeni nu este ca Dumnezeu și Dumnezeu este mai presus decât toată creația și Lui se cuvine închinarea, cinstea, puterea și slava. Îngerul Dumnezeu, cei buni, iubiți credincioși, trăiesc în armonie și în ascultare și ei s-au statornicit în bine și ei s-au desăvârșit și s-au fixat în bine și ei s-au mântuit, să zic așa, de posibilitatea de a cădea. Pentru că în clipa în care Domnul urca de la înviere până la pogorea Duhului Sfânt sunt 10 zile. 9 zile închinate fiecărei trepte îngerești, iar apoi a 50-a zi s-a suit pe tronul Sfintei Treimi de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl cu firea umană și acolo a trimis pe Duhul Sfânt în lume. Trecând 9 zile prin 9 cete îngerești, aceștia au primit har, binecuvântare, putere, înțelegere, statornicie în bine. Între cer și pământ, iubiți credincioși, este plin văzduhul de ierarhiile cerești. Nu vorbesc despre planul acesta astral al demonilor, a cărui plan se închin ocultiștii. Astralul este locul demonilor, văzduhul. Eu vorbesc despre cerurile care sunt între pământ și Bunul Dumnezeu care este de neatins ca ființă. Și aceștia slujesc în continuu. Dar odată cu căderea omului, îngerii și-au mai luat o misiune, și-au mai luat o slujire. Nu doar aceea de a-i cânta și a sluji lui Dumnezeu neîncetat, ci aceea de a sluji pe om. Înger înseamnă vestitor. Înger înseamnă cel care vestește omului gândurile lui Dumnezeu care sunt potrivite și care sunt binefăcătoare pentru om. Numai că omul trebuie să asculte, să aibă o stare a inimii de ascultare.
Din când în când se cobora un înger în scăldătoarea din Viteza, pentru că în Vechiul Testament, iubiți credincioși, legătura dintre cer și pământ era foarte plăpândă, era foarte firavă. Din când în când apărea câte un înger, apărea câte o rază de lumină, la câte un om luminat și plin de har în Vechiul Testament, la un proroc, la un patriarh, cum a fost Avraam, la Sfinții al Dumnezeu. Dar în clipa în care taina cea din viață ascunsă a fost anunțată prin Sfântul Arhanghel Gabriel, iată că Maica Domnului a spus cuvântul plin de smerenie. Iată roaba Domnului. Și Arhanghelul a spus, bucură-te ceea ce ești plină de har. Și atunci Fiul și Cuvântul Dumnezeu s-a făcut om, s-a făcut Dumnezeu și om, s-a făcut ca noi. Și s-a auzit, iubiți credincioși, la Betleem, oaste cerească condusă de Gavril, slavă întru cei de sus Dumnezeu, pe pământ pace și între oameni bunăvoire. S-a unit cerul cu pământul, îngerii au început să se bucure, au venit îngerii puzderie pe pământ, că a început, de fapt, lucrarea de rezidire a ființei umane. Vă explicăm lucrurile acestea. Că de cele mai multe ori, noi oamenii nu mai luăm în considerație această lume a îngerilor. De ce sărbătorim noi oare pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril pe data de 8 noiembrie? Pentru că, așa cum spuneau în poporul Israel, prima lună a creației era martie, iubiți credincioși. Până în luna lui noiembrie, iată că sunt 9 luni. Sunt 9 luni care corespund cu cele 9 cete îngerești. Iar sărbătorim pe data de 8, pentru că aceste 9 cete îngerești au misiunea de a ne aduce pe toți către ziua 8-a, către ziua învierii, către ziua veacului ce va să vină. Toate cele 9 cete îngerești slujesc pe toată perioada anului pentru a-l înălța pe om către împărăția cerurilor. Vedeți cum le-au așezat părinții foarte clar și precis în Sfânta Biserică? Unul Dumnezeu, unul, trei Sfânta Trăime, iar doiul este firea umană și firea dumnezeiască a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Când vorbim de doi, ne referim la acel cuvânt care spune că s-a coborât Domnul ca ploaia pe lână, adică tainic, nimeni n-a știut decât Sfântul Arhanghel Gabriel. Și dacă vă uitați în acatistul Sfinților Arhanghel Gabriel și Mihail, o să vedeți că se spune clar, bucură-te Mihaile, slujitorule al legii, bucură-te Gabriele, slujitorule al darului. Sunt două lucrări aici, iubiți credincioși. Una în care poporul Israel s-a tăiat împrejur, adică a fost despărțit de toate neamurile, pentru că a fost o lucrare cu acest popor, din care trebuia să apară Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, în care trebuia să se înomenească Fiul și Cuvântul Dumnezeu și în acest popor a lucrat cu o misiune specială Arhanghelul Mihail. Arhanghelul Mihail i-a scos din Egipt, Arhanghelul Mihail a fost cu ei prin Marea Roșie, Arhanghelul Mihail a fost cu ei în pustie, Arhanghelul Mihail a fost pe muntele Sinai, Arhanghelul Mihail i-a ajutat în războaie, Arhanghelul Mihail a fost cu proroce, cu drepții Vechiului Testament, în cuptorul Babilonului, Arhanghelul Mihail a fost cu Moise atunci când s-a certat cu Satana pentru trupul lui Moise, Arhanghelul Mihail a fost în continuu cu sabia lui de foc, până când sabia a fost nu înlocuită, ci a fost continuată lucrarea sabiei de către crin, o lucrare mai puternică. Vedeți? Prin sabie s-a făcut o lucrare în poporul Israel să-i susțină, să-i adune, până în momentul în care trebuia să vină Mesia. A fost o lucrare, să zic așa, de constrângere, o lucrare de protejare. Și Arhanghelul Mihail a lucrat în forță cu ei pentru că așa era firea lor și așa era lucrarea. Deci, din toată omenirea aceasta, a luat Sfântul Arhanghel Mihail la ascultarea lui Dumnezeu și a tăiat împrejur un popor, i-a adunat, i-a lucrat, i-a pregătit pentru venirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.
Vine Arhanghelul Gavril cu crinul său și în poporul Israel, printr-o fecioară, de data aceasta în casă, iubiți credincioși, nu în templu, nu în cort, de data aceasta în casă, lucrează, duhovnicește și mistic prin crinul său, ca să se transmită lucrarea Harului în toată omenirea. Deci, vedeți, din toată omenirea, Arhanghelul Mihail pregătește un popor și într-o casă, printr-o fecioară, Arhanghelul Mihail pregătește o lucrare pentru toată omenirea ca să-i urce pe toți la cer. Bucură-te, Mihaile, bucură-te, Gavriile. Două lucrări, iubiți credincioși, una în forță și una într-o delicatețe maximă. Una spunea clar să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, iar Arhanghelul Gavriil, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Ce trebuie să înțelegem noi, iubiți credincioși? Și totodată să ne cutremurăm. Între Bunul Dumnezeu și noi sunt miliarde și miliarde de îngeri pe care noi nu-i băgăm în seamă. Miliarde și miliarde de îngeri care lucrează pentru noi și noi îi desconsiderăm. De la cei mai arzători, heruvimi și serafimi, până la îngerul nostru păzitor. Primul lucru pe care îl primim noi când intrăm în Sfânta Biserică, ne lepădăm de satana, ne unim cu Hristos și în taina botezului ni se dă înger păzitor. Avem un înger care stă cu noi continuu și ne vorbește prin conștiință. Ne vorbește în inimă, ne vorbește, iubiți credincioși, prin rațiune, ne vorbește prin lucrurile înconjurătoare, iar noi ignorăm. Noi nu mai avem această simțire a îngerului pentru că avem o singură problemă. Avem mintea în cap. Noi credem că noi le știm, noi le cunoaștem, noi le putem, noi le vedem pe toate și nu avem această atitudine să stai cu mintea aici în inimă și să întrebi în continuu, să ai o simțire continuă, îngerul meu păzitor, ce să fac, îngerul meu păzitor, încotro. Și totdeauna ne înălțăm, să se mețim și luăm drept punct maxim al ființei noastre, ceea ce cugetăm noi cu rațiunea noastră și nu mai avem această simțire a îngerului, să spunem precum făceau prorocii, Doamne, vorbește că robul Tău ascultă, îngerul meu păzitor vorbește că eu, robul Tău, ascult și nemai având această simțire și închidere a inimii, ce facem, iubiți credincioși? Ne rătăcim. A te lua, mai ales în ziua aceasta, în vremurile acestea, după rațiune, după o logică lumească, înseamnă să ai un eșec sigur. Uitați-vă cum se prăbușesc toate. Uitați-vă cum nu mai știi ce să faci mâine, da, să-ți faci un plan pe un an sau doi. Uitați-vă că tot ceea ce noi ne-am pus, le-am ticluit ani de zile, crezând că dacă vom ajunge în punctul cu tare, vom avea stabilitate până la sfârșitul vieții, totul s-a prăpădit. Și se va prăpădi din mila și iubirea lui Dumnezeu. Ceea ce vedeți voi pe fața Pământului este mila și iubirea lui Dumnezeu. Sunt ultimele zvâcniri ale lui Dumnezeu de a trezi o lume întreagă din inconștiență și dintr-un somn și dintr-o amorțire și dintr-o lipsă de comunie cu cerul. Și tot ceea ce vedem este de fapt o încercare și o lucrare a lui Dumnezeu spre sfârșitul viacurilor de a mai salva sufletele care vor să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, iubiți credincioși, exersați-vă de dimineața și până seara. Ai făcut doi pași. Încearcă să simți ce spune inima. Ai stat la masă. Vezi ce spune inima. Te-ai dus la muncă. Orice-i face, vezi ce spune inima și vorbește cu Îngerul tău păzitor până capeți un simț al inimii. Dar ce se întâmplă? Noi îi rănim pe cei de lângă noi. Noi îi supărăm pe cei de lângă noi. Îi mâhnim pe cei de lângă noi pentru că noi nu mai avem această simțire a inimii. Suntem ca niște oameni bolnavi care junghiem și suntem înjunghiați în continuu, Îngerul Păzitor se uită la noi cu milă și compasiune pentru că noi nu mai înțelegem adevărata lucrare și ne pierdem în detalii de doi bani. Ne pierdem în continuu niște lucruri trecătoare și niște fleacuri care îi se par nouă că sunt importante după adevăr și după dreptate și în realitate trebuie să avem un singur lucru. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Și încercând să zici rugăciunea neîncetată, ai să vezi că Îngerul Păzitor te ajută, ai să vezi că inima se încălzește, ai să vezi că se deschide mintea și devine lucidă, ai să vezi că inima începe să simtă și acestea sunt lucruri reale și concrete. N-am ajuns noi nevrednici la trăirea aceasta
Dar din experiență vă spunem că în continuu exersăm de ani și zeci de ani același lucru. Predarea totală în seama lui Dumnezeu, iar Dumnezeu, mai presus de inima noastră, mai presus de rațiunea noastră, aranjează lucrurile cum noi nu ne-am așteptat. Iar cei care și-au pus încrederea în logica lor lumească și n-au întrebat Îngerul Păzitor, n-au întrebat conștiința, n-au întrebat inima lor prin care vorbește Bunul Dumnezeu, astăzi sunt în deznădejde, sunt în descumpănire, suntem într-un haos total. O să fiți credincioși înseamnă să te ridici cu mintea deasupra lumii. Înseamnă să primești în continuu semnal de la Îngerul tău Păzitor, care pururea vorbește cu Bunul Dumnezeu. Înseamnă ca toate ierarhiile îngerești să lucreze pentru mântuirea sufletului tău, iar tu să stai în continuu într-o așteptare și într-o limpezime continuă. Dacă în secunda asta trebuie să ieși, ai ieșit. Dacă trebuie să intri, ai intrat. Dacă trebuie să stai, stai. Dacă trebuie să pleci, pleci. Și inima îți va spune, se va închide și se va deschide. Exersați această lucrare de predare și de ascultare a voii Dumnezeu în inimă, care este mai presus de orice logică lumească. Și atunci veți obține starea de pace. Dar există o problemă. Există problema pentru că Duhul lumii acestea în continuu te luptă și te învrăjbește ca să pierzi stare de ascultare și gândire la cele superioare, să te tragă în frământările de zi cu zi. Suntem în situația în care toți trebuie să ne lepădăm de toate, iubiți credincioși, să ne detașăm de toate. Pentru că nu mai există o altă lucrare în ziua de astăzi decât aceea de a păstra și de a proteja și de a salva sufletele noastre cu orice chip. De aceea, Îngerul Dumnezeu, mai mult ca oricând, lucrează în vremurile acestea pentru mântuirea voastră. Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, Rafael, Uriel, Gudil, Salatiel, Varahil, să vă binecuvinteze pe voi și casele voastre. Sfinții Arhanghel să protejeze neamul acesta. Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, să ne dea nouă, iubiți credincioși, puterea și curajul mărturisirii și a discernământului. Am vorbit de sabie și am vorbit de crin. Ai grijă dacă te ocupi cu mărturisirea, cu lupta pentru credință, ții sabia în mână, ești plin de râvnă. Ai grijă cumva să nu cazi în extrema aceasta unei râvne nesăbuite și să spui că ești cu Arhanghelul Mihail și să-ți pierzi parfumul crinului din partea lui Rafael, din partea lui Gavril. Ai grijă dacă cumva ești un cugetător, dacă cumva ești un mistic, dacă cumva ești un rugător și un om care stai într-o isihie și într-o liniște și în continuu adulmeci mirosul crinului a cugetărilor superioare și duhovnicești, ai grijă dacă ești prea mult cu gândul la crin, să nu cumva să-ți lepezi lucrarea de mărturisire și din frică, lașitate și lipsă de bărbăție, să lași sabia lui Mihail jos. Nu merge, iubiți credincioși. Sabia și crinul. Când este de sabie, folosești sabia și crinul o lași în adâncul inimii. Când este de folosit crinul, folosești crinul și sabia o lași să se odihnească. Nu merge numai cu sabia, nu merge numai cu crinul. Trebuie să adunate amândouă, iubiți credincioși, și crinul și sabia, și crinul și sabia, ca să urce Mihail și Gavril sufletele noastre către împărăția celor. Fiecare dintre noi își poate extrage din aceste cuvinte ceea ce este de folos pentru sufletele lor. Dar ceea ce vreau să vă spun și să vă îndemn, dacă atâtea miliarde de îngeri lucrează ca noi să ajungem în împărăția cerurilor, să fim foarte atenți ca nu cumva toată această lucrare la asemenea anvergură și dimensiune să fie făcută nelucrătoare prin prostia, neștiința și lașitatea noastră. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu, prin Îngerul Păzitor, să miște voința și să adune toate conștiințele în Sfânta Biserică ca să putem să ne mântuim cu toții în vremurile acestea. Amin.